Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat în cadrul unei întâlniri cu presa că e nevoie de schimbarea legislației în vigoare pentru înființarea asociațiilor de proprietari. Pe viitor, se dorește accesarea fondurilor europene pentru anveloparea blocurilor de locuințe, însă acest lucru nu poate fi realizat fără acordul asociațiilor de locatari. O problemă ridicată de cetățenii noștri nu este o problemă nouă, este o problemă care e destul de veche, pentru că în ultimii 30 de ani nu prea s-a făcut ceva în acest domeniu, și anume în ceea ce ne privește renovarea și mai precis anveloparea blocurilor. Foarte mulți cetățeni au vorbit de anveloparea blocurilor, citind în toate site-urile care sunt puse la dispoziție pe internet, că sunt foarte mulți bani de atras din această zonă. Dacă stăm să ne gândim la studiile care s-au făcut, că se pot crea foarte multe locuri de muncă, undeva dacă consumăm 1 milion de euro pe anvelopare, creăm undeva la 18 locuri de muncă cel puțin. Noi ne dorim acest lucru, ne-am dorit mereu acest lucru, dar mai am ajuns la problema ca această implicare a cetățenilor în constituirea de asociații de proprietari. Dacă ne dorim așa de mult această anvelopare a acestor locuri, trebuie să avem asociații de locatari, de proprietari. Acest lucru este benefic pentru toată lumea. Pe lângă faptul că putem să anvelopăm blocurile, pe lângă faptul că putem să consolidăm și să avem acoperișuri performante din punct de vedere energetic, putem să administrăm mult mai bine părțile comune ale blocurilor și atunci rezultatul ar fi unul foarte benefic pentru cetățenii Călărașului. Putem să spunem mai mult de atât, pentru că dacă la nivelul Călărașului sunt 1000 de blocuri, putem să discutăm de o investiție de milioane de euro, putem discuta, așa cum am spus mai devreme, de foarte multe locuri de muncă și putem să discutăm de o structură asociativă în care putem negocia la un moment dat și prețurile la utilități. Dar numai dacă suntem de acord ca să creăm aceste asociații de proprietari, pentru că este în beneficiul tuturor. Sunt foarte multe cereri și vin foarte mulți oameni de la etajele superioare, în general de la etajul 4, în care au probleme cu infiltrațiile, au probleme de tot felul, în care primăria nu se poate implica, așa cum bine știți, sunt proprietari, deci dacă sunt create aceste asociații de proprietari, se pot anvelopa, se pot întreține mai ușor, putem să facem tot ce trebuie pentru a realiza aceste lucruri, dar numai împreună. Dacă avem implicarea cetățenilor și își doresc aceste asociații de proprietari, atunci putem să realizăm toate aceste lucruri, putem să realizăm aceste atrageri de fonduri și putem să creăm niște condiții de viață mult mai bune. Așa cum am spus în trecut, nu ne-a prea ajutat ghidul. Ghidul prevedea ca să fie 100% de acord în toți proprietarii să poată să producem această asociere și această să ducă mai departe la anvelopare. N-ar ajuta foarte mult ca procentul de să nu fie 100%, să fie undeva la 70-75%, este un proces rezonabil din cei care trebuie să fie de acord ca să putem să realizăm aceste proiecte. Din trecut știu foarte bine că am încercat să facem, dar dacă am găsit o singură persoană care nu a fost de acord, a căzut tot proiectul și nu trebuie să se mai întâmple, pentru că este păcat. Sau era plecat în străinătate și nu puteam să-l găsim. O întrebare legată de bugetul primăriei. Ce buget ați găsit? Ce bani ați găsit în primărie? În primărie am găsit. Știți foarte bine că bugetul este de 25 de milioane de euro. Știți că se compune, partea componentă cea mai mare este la ora actuală din salarii. Undeva peste 60% din acest buget se duce pe salarii. Undeva la 30% merge către servicii, da, și utilități. Și vreau să vă spun că bugetul pe investiții a rămas undeva între 8 milioane până 9 milioane de lei. Deci cam astea sunt situațiile. Avem un împrumut care știți foarte bine că s-a vehiculat. Încercăm să-l drămuim foarte repede, pentru că au fost duși bani în toate direcțiile, numai să scape de ei la momentul respectiv. Nu vreau să caut scuze, eu trebuie să găsesc soluții, nu sunt un plângăciu și n-am soluții la aceste probleme. Drept urmare, asta este realitatea, trebuie să o ducem mai departe. Avem o problemă care o să spun la momentul respectiv, o să mai facem o conferință de presă, o să o discutăm ca să fac un bilanț așa cum trebuie, dar la momentul respectiv nu...